Preiubiților, haideți să deschidem Sfânta Carte Biblia în Evanghelia după Marcu, la capitolul 10. Vom începe citirea începând cu versetul 17 până la versetul 27 inclusiv, în traducerea Cornelescu, pagina 974. Repet, Evanghelia după Marcu, capitolul 10, începând cu versetul 17, să ascultăm cuvântul Domnului. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat: Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun? I-a zis Iisus. Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Cunoști poruncile? Să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. El i-a răspuns: Învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Iisus s-a uitat țintă la el, l-a iubit și i-a zis: Îți lipsește un lucru. Du-te, devinde tot ce ai, dă la sărat și vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe avuții. Iisus a uitat împrejurul lui și a zis ucenicilor săi: Cât de anevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții. Ucenicii au rămas uimiți de cuvintele lui. Iisus a luat din nou cuvântul și le-a zis: Fiilor, cât de anevoie este pentru cei ce se încred în bogății să intre în împărăția lui Dumnezeu. Mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea unui ac decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii au rămas și mai uimiți și au zis unii către alții: Cine poate atunci să fie mântuit? Iisus s-a uitat țintă la ei și le-a zis: Lucrul acesta este cu neputință la oameni, dar nu la Dumnezeu, pentru că toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu. Amin. Amin. Vă invit cu mult respect să vă reașezați. Chiar dacă sunt convins că s-a mai făcut în seara asta, cred că niciodată nu va fi prea mult. Să fiți de acord să fie slăvit Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt în vecii vecilor. Amin. Amin. Mă bucur, sunt onorat, încântat, fericit să pot să fiu un Elim în seara asta. Cred că Elim este o țintă pentru orice predicator. Cineva spunea, dacă n-ai predicat la Elim, n-ai predicat nimic. Dar Dumnezeu a făcut să pot să fiu în această seară împreună cu dumneavoastră și cred că sunteți o biserică emblemă, nu numai în România. Știu că pe aici s-au părândat mulți oameni, slujitori al lui Dumnezeu, și Dumnezeu a lucrat cu mare putere aici în biserica dumneavoastră, sau mai precis în biserica lui din Timișoara, Elim. Și pentru toate aceste vremuri, care prin experiențele care au fost, prin oamenii care au fost aici, au ajuns departe și au ajuns și la noi la Bistrița, cred că merită să fie înălțat Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea doresc din toată inima să vă salut cu mult drag pe toți care sunteți aici, pe prieteni, ascultătorii care ați venit să fiți în casa Domnului în seara asta, pe frați, pe surori. Sigur să mă iertați, pentru că o să fac puțină diferență acum, să-mi salut undeva în stânga mea la balcon și undeva prin sală, am aici și rudene suficiente. Așa că pe toți să ne binecuvânteze Domnul seara. Sigur că e o seară minunată, o seară frumoasă. Cântările acestea ne-au mișcat inima. De curând am fost cu fratele Ilie în Bruxelles de o săptămână și ceva, și ne-am bucurat acolo în prezența Domnului și Domnul a lucrat minunat. Spuneam fratelui păstor că totuși atâția ani au trecut și cântările astea au rezistat. Eu eram micuț, atât de mult mi-a plăcut cântarea asta. Și l-a cântat fratele Tinu din zona noastră cu acordeonul. Dacă spune cineva, mai plictiseam la adunare, dar atunci când era cântarea asta eram ochi și urechi. Eram gata să ies în față acolo, să fiu cât mai aproape de ea. De aceea cred că este un lucru minunat când aceste cântări, mai precis, vedeți, mesajele acestei cântări ne-au rămas în minte, că melodiile vin și pleacă.
nu ne ajută prea mult, nu ne înalță prea mult. Dar ceea ce rămâne este mesajul din aceste cântări. Așa că Domnul să binecuvânteze aceste mesaje, ale cântărilor întotdeauna să pătrundă în inima noastră. Amin. Preobiților, vom intra în cuvântul de predică. Nu înainte să vă spun, pentru că întotdeauna am obiceiul ăsta și nu mi-l schimb. Când predic pentru prima dată într-o biserică, atunci trebuie să spun ceva. Cred întotdeauna că trebuie să spun asta. Și anume, eu nu am venit să impresionez pe nimeni în seara asta. Nu am venit să fiu parte a niciunui clasament după seara asta. Nu sunt doritor să se spună despre mine lucruri la superlativ, dar cu siguranță nu mi-aș dori să se spună nici în extrema cealaltă. Am venit pentru că doresc să mă pun la dispoziția lui Dumnezeu. Pentru că eu cred că avem nevoie de Dumnezeu în seara asta. Noi trăim o realitate aici pe care o vedem cu ochii, o simțim, am auzit-o. E frumos că pot să fiu aici, v-am spus, sunt încântat și fericit, dar asta poate fi o poză frumoasă undeva în amintirea mea și a dumneavoastră. Dar există o realitate mult mai mare decât cea pe care o vedem și o simțim în seara asta. Pe care nu o vedem, dar care ea există. În această seară aici cu noi este Dumnezeu Tatăl. Este Iisus Hristos, Fiul Său și Mântuitorul nostru, a multora de aici. Și în seara aceasta este Duhul Sfânt prezent în adunare. În această seară între noi este o Evanghelie care este cuvântul viu al lui Dumnezeu. El e viu. Cuvântul acesta e viu. Orice carte e o poveste, oricât de încântătoare și impresionantă a fi, nu te poate transforma, te poate uimi. Dar cuvântul acesta, pentru că este viu, înseamnă că El transformă, El este o persoană. El este Iisus, cuvântul întrâmpat, Logosul lui Dumnezeu. De aceea, din toată inima, Domnul să fie înălțat în adunare în seara asta. Eu nu știu ce planuri are El în seara asta. Am învățat în ultima vreme să fiu simplu. Poate că uneori și noi, predicatorii, din X motive, încercăm să complicăm lucrurile, să le aranjăm, să le filozofăm. Uneori, din cauza altora, care poate că ne cere piața să ne comportăm într-un anumit fel, să ne reglăm predicile într-o anumită direcție. Dar știți ceva? Uneori pierdem foarte mult făcând treaba asta. Pentru că pierde din vedere și dintre noi semnificația cea mai mare. Duhul Sfânt care este prezent în adunare. Are trebuie să călăuzească inimile noastre. Noi trebuie să ne pregătim, dar dincolo de pregătirea noastră, trebuie să ne lăsăm călăuziți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, de puterea lui Dumnezeu, de ținta pe care El o are într-o seară ca aceasta. Pentru că aici suntem mii de oameni adunați și fiecare avem nevoia noastră și problema noastră și cu siguranță este imposibil în seara aceasta ca om să mă gândesc cam câte nevoi sunt aici, cât suntem aici, atâtea nevoi sunt. Dar Dumnezeu care se uită din cer, prin ochii lui Iisus Hristos și prin prezența Duhului Sfânt, El știe toate nevoile care sunt aici. Și El, cerul, este capabil întregime și dorește să se atingă de orice nevoie care este aici în seara aceasta. Trăiască Domnul în veci! Trăiască Domnul în veci! Măriți să fie Domnul! Este un text cunoscut, dar nu mă tem de el, pentru că nu mă interesează asta. Mă interesează Domnul să lucreze în seara asta. Atunci când Duhul Dumnezeu m-a împins încă o dată spre pasajul ăsta, încă o dată am văzut pe acest tânăr care, știu eu, nu știu, în ceasul al 12-lea, mi se pare. Pentru că evanghelistul Marcu spune, pe când era gata să plece, la drum să plece Iisus, atunci s-a dezmeticit, atunci s-a trezit, atunci ceva l-a determinat, atunci ceva l-a mișcat, atunci a avut timp, atunci a avut spațiu. Și pentru că era o plecare, și-a dat seama că s-ar putea să piardă ocazia și a apelat la ceea ce se apelează atunci când vezi persoana pe care vrei să o întâlnești, că se grăbește, că pleacă, tu nu te duci încet, nu stai. Și spune că acest tânăr a alergat. În urmă cu două săptămâni eram în Rădăuți, în Bucovina, și am fost impresionat ce a spus fratele Ștefan, fratele acolo. S-a ridicat în picioare pentru că biserica începea la ora 6 și la ora 5 deja nu mai era loc pe străzi, nu mai aveai unde să parchezi mașina, biserica era plină pe holul, pe afară. S-a ridicat în picioare și a zis: Doamne Dumnezeule, îți mulțumim că este aglomerație, îți mulțumim pentru aglomerație. Niciodată n-am auzit o rugăciune de genul ăsta. Mulțumim pentru aglomerație. Tot timpul am impresia că în bisericile mici, unde sunt oameni mulți și unde este tavanul jos, că mă sufoc, că nu mai am aer și îmi dau seama că transpir
fi foarte repede și am probleme în timp ce predic, dar de data aceea ceva m-a dezmeticit, m-a trezit, pentru că s-a ridicat un rob al lui Dumnezeu și a zis: Doamne, îți mulțumim pentru aglomerație. Ei, este o, într-adevăr, o notă bună că în vremea aceasta oamenii aleargă spre locuri unde este implicat Fiul lui Dumnezeu, unde este implicat Dumnezeu Tatăl, unde Duhul lui Dumnezeu lucrează din toată inima gloriei lui Dumnezeu. Vă apreciem că ați alergat în la Elim în seara aceasta. Vă apreciem că ați venit într-un loc unde sunt cântări, rugăciune și unde Dumnezeu vorbește prin robii săi. Domnul să fie înălțat în adunare. Domnul să fie înălțat în adunare. Că aveați ocazia să alergați în altă parte. Că aveați atât de multe opțiuni pentru seara asta de marți. Dar faptul că suntem aici în adunare este un har de la Domnul. Este un har de la Domnul. Am pătruns greu până la adunare. Sunt o mulțime de mașini care sunt în Timișoara. Mulți m-au clansonat pentru că nu eram convins unde să o iau. Ei, toți oamenii aceștia n-au harul pe care l-aveți dumneavoastră, stimați prieteni, de a fi într-un asemenea loc, de a pricepe ce se întâmplă aici și de a vedea și a simți prezența lui Dumnezeu în adunare. Ăsta este un mare har pe care Dumnezeu ne l-a dat în seara asta. Ei este impresionat că omul să aleargă. A făcut un sprint. Și alergați spre Domnul când era să plece. Nu-i decent să alegi după cineva când pleacă. Mai ales dacă ai avut la dispoziție timp să vorbești cu el, să-l întrebi ceva, să-ți vorbească. Și dacă a fost un timp când a putut să facă asta, când tocmai pleacă Domnul, poate că te-ai aștepta Domnul să se uite spre el și acum te-ai trezit și tu? De atâta vreme sunt pe strada ta. De atâta vreme sunt în orașul tău, de atâta vreme sunt în familia ta, în preajma ta. Acum te-ai trezit în marța asta să alergi și tu să-mi pui întrebări? Acum ești interesat și tu de mine? Acum nu mai vreau să vorbesc cu tine. Acum nu mai am timp pentru tine, e prea târziu. În această seară poate fi foarte târziu, dar nu e prea târziu. Binecuvântat să fie Domnul în veci. E o seară de har, e o seară când Iisus este în adunare, e o seară când poți să-L întrebi și este o seară când El îți va răspunde. Este o seară când îl poți provoca, când îl poți determina și El se va opri în dreptul tău. Trăiască numele Domnului în veci. Trăiască numele Domnului în veci. Cred că trăim într-o lume în care simțim că se apropie apusul. Era un apus, Iisus era gata să plece. Și atunci, într-un final, ceva l-a determinat să alerge după El. Tot ce se întâmplă în lumea lor asta, evenimentele din Israel și de pretutindeni, criza care se adâncește din ce în ce mai tare, toate sunt niște glasuri puternici. Și numai dacă nu vrei să nu le vezi, dacă nu vrei să nu le auzi, nu le auzi. Dar toate acestea ne duc înspre un final. Avem niște simțăminte puternice că se întâmplă ceva. Uneori noi, slujitorii, ne întrebăm: Doamne, ce se întâmplă? Vin din biserica noastră unde, începând cu 2007, 2008 și 2009, cred că nu a fost o familie în biserică să nu intre în sita lui Dumnezeu, să nu intre în sita lui Hristos, să nu intre în presiuni, în probleme, în necazuri, în criză, în boli, în suferință, în pierderi. Aseară îmi vin din Spania și m-am întâlnit cu o familie acolo la masă și cu alți slujitori care au fost în Becleana, având și noi în săptămâna asta evangelizare. Și totul era bine cu o soră din biserică de 30 de ani. Ca dimineață când m-am dus să mă întâlnesc cu câțiva frați care au fost aseară să mi-au rămas bun să plec spre dumneavoastră, să mi se spună: știi ceva? Ia sora, Linuca, a dus-o azi noapte la 3, la gardă și de aici e în Târgu Mureș, în spital. Și au descoperit în sânge un microb, niște viermi. Și riscă să rămână paralizată. Mă pricepeți? 30 de ani, 30 de ani. O ființă puternică în floarea vârstei, dar deodată. Tot castelul lor frumos a prăbușit într-o noapte de la 12 la 3. Sau de la 3 până la ora când vorbesc. Totul este în zbucium acolo. Totul este un dezastru. Familii încercate, familii care pierd, familii care sunt în presa lui Dumnezeu. Și toate acestea ne spun într-un final, într-o esență, într-o concluzie, că Dumnezeu ne iubește. Că Dumnezeu ne iubește. Și că ținta Lui este să ne determine să alergăm la El. Mărire Domnului în veci. Că poți să alegi din proprie inițiativă, că poți să alegi în timp de pace, că poți să alegi la Domnul atunci când El e liniștit, dar poți să le alegi atunci într-un oarecare apus. De aceea, Dumnezeu să te determine să alegi spre El în seara asta. Dumnezeu să-ți determine sufletul tău care poate a stat momit de multă vreme.
Alea stat să aștepte un eveniment. Alea stat să aștepte o strigare, un apel. Ei, Duhul Sfânt este în adunare în seara asta. Și el spune, aleargă spre mine, zice Domnul. Aleargă spre cer, zice Domnul. Pentru că Domnul este să-ți întindă mâna. Trăiască Iisus în veci. Trăiască Iisus în veci. Iisus este minunat. Iisus este minunat. Iisus este minunat. Iisus e minunat. Pentru că atunci când alegi la El, îți întoarce spatele. Te întreb direct, sincer, în seara asta. De câte ori ne-ai alergat la o persoană și ți-a zis, e prea târziu, e închis. E prea târziu, nu mai pot să vorbesc cu tine. Dar știi ceva? E în joc viața mea, e în joc sănătatea mea, e în joc copilul meu. Nu se poate, e prea târziu. Și e greu, dar e fantastic în seara asta. Pentru că atât de mulți oameni am adunat aici cu toate nevoile noastre. Și Iisus nu pleacă. Eu cred că în dreptul multora de aici, poate și am eu, ar fi drept să se întoarcă spatele în seara asta. Să ne-ai venit și tu? Care m-ai călcat în picioare de atâta vreme? Care te-a îndoit de atâtea ori când te-am chemat? Care m-a ignorat la multe voci pe care le-am trimis prin multe momente din viața ta să-ți vorbească, să te chem? Și a ignorat ani de zile aceste mesaje care le-am trimis pe tine și acum vii? Iisus se plin de milă și de îndurare. Binecuvântat să fie numele Lui în veci. Iisus se oprește, Iisus ascultă, Iisus răspunde, trăiască Domnul în veci. Și știi ce e și mai uimitor? Că Iisus știa finalul poveștii ăștia. Și totuși se oprește pentru el. Iisus știa ce va alege tânărul ăsta. Cum știe ce va alege toată lumea asta. Dar asta nu înseamnă că nu mai sunt evanghelizări. Asta nu înseamnă că Iisus nu mai vorbește. Asta nu înseamnă că Iisus nu mai vine în adunare. Și Iisus continuă să vină în adunare chiar dacă știe că o parte dintre oamenii vor întoarce spatele și îl vor refuza. Iisus continuă să vină spre noi. O, mă rog în această seară, povestea ta să fie finalul alta, diferită de a tânărului acesta. Și mă rog ca Domnul să te ajute în finalul predicii să te arunce exact în brațele Lui. Măriți să fie Domnul în veci! Măriți să fie Domnul în veci! Eu știu că ai probleme, eu știu că ești bântuită și bântuit de singurătate, eu știu că ai gol în suflet, eu știu că nu ai o direcție precisă, chiar dacă toate sunt la îndemână. Dar Domnul ți-a văzut de multă vreme starea asta. Și El a venit în Elim în seara asta, pentru nu știu câte oară, dar încă o dată se întâmplă asta. Nu știu dacă va mai fi o seară, este un apus de istorie, dar poate o fi un apus pentru fiecare dintre noi care suntem aici. Poate să fie ultima ocazie când avem prilejul să facem un sprint spre Domnul în seara asta, să alergăm spre El, să ne aruncăm spre El, să-i spunem, Doamne, vrem să spunem întrebări, avem nevoie. Seara asta este un mare har, țineți minte asta, ziua de mâine nu este a noastră, seara asta este la dispoziția fiecare dintre noi. Mărire Domnului în veci. Mărire Domnului în veci. Un alt lucru extrem de important pe lângă faptul că Iisus nu l-a abandonat, nu l-a neglijat, nu l-a bruscat, ci pur și simplu s-a oprit. Pur și simplu l-a ascultat. Deși tânărul a venit, poate cu respirația întretăiată, abia mai respira. Vreau să vorbesc, vreau să te întreb ceva, am o țintă, am un plan, am o cerere înaintea ta. Spune că Domnul s-a uitat țintă la el. A te uitat țintă la cineva demonstrează din partea ta care te uiți țintă la persoana aceea că nu te grăbești. Că vrei să-ți faci timp pentru persoana aia. Că ne uităm uneori unii la alții, dar așa superficial. În 3 secunde am trecut cu vederea. Asta sugerează că suntem grăbiți spre o altă țintă. Asta sugerează că probabil persoana aia pe care am tratat-o așa cu privirea superficial nu reprezintă pentru noi mare valoare. Noi avem alte valori spre care ne îndreptăm și alte persoane la care ținem. Știți ceva? Iisus Hristos ne iubește pe toți la fel. Mărire Domnului în veci. Și avea ocazia cel puțin o dată în viață să se uită ținte la tine Fiul lui Dumnezeu. Cel despre care Biblia spune că toate lucrurile au fost făcute prin El și pentru El. Glorificat să fie numele Lui în veci. El, ziditorul cerului și al pământului, El pe care nu-L poate încăpea cerul și pământul, El să se oprească în Elim în seara asta și să se uite țintă la noi și mai mult să mai fac un gest. Spune că s-a uitat țintă la El și L-a iubit. Binecuvântat să fie Domnul în veci. Binecuvântat să fie Domnul în veci. Cu toți am fost copii și este foarte ușor să citești cum se uită mama la tine în momentul ăla și ce urmează după înfățișarea ei. Poți să citești câteodată că mama are
un moment de mânie și urmează o disciplinare, pentru că am meritat-o și o merităm. Dar atunci când ne-am uitat la mama noastră, la părinții noștri, la fețele lor, mai ales atunci ne interesa după ce am făcut o boacănă și citeam pe fețele lor, oare ce exprimă fața lor? Oare ochii mamei și a tatălui ce vrea să spună? Pentru că în funcție de ce reprezenta fața lor, urma să se întâmple ceva. Vă dați seama? Marcu a urmărit ochii lui Iisus. Tânărul a urmărit ochii lui Iisus și au tras o concluzie. Iisus s-a uitat țintă la el și l-a iubit. Mărire Domnului în veci. Iisus are ochii ca para focului. El poate să vină în mânia lui, el poate să vină în dreptatea lui și oricum ar veni în seara aceasta și ar acționa, este justificat. Puteți să spuneți amin la acest adevăr? Pentru că el este suveran peste viețile noastre. Numele lui să fie glorificat în veci. Dar! Dacă în această seară a venit să se uită țintă la noi și să ne iubească, atunci aș vrea freamătul iubirii lui să ne pătrundă inimile în seara. Să te iubească Fiul lui Dumnezeu pe tine, adolescent? Da. Am trăit un sentiment foarte special în seara asta. Am intrat pe hol și n-am făcut câțiva pași și un copilaș așa mic, numele lui Elisei, l-am aflat, m-a întâmpinat și a zis: pace, frate Gabi, bine ai venit la Elim. Am rămas șocat. Și am zis: tu ești prietenul meu din seara asta, primul. Și am zis: dar de unde mă cunoști tu pe mine? Vă cunosc, frate Gabi. Și a continuat dialogul cu mine. Am privit în ochii lui și mă iubea atât de mult. Când am fost în bivolărie, cu 3 săptămâni în urmă, un băiat a spus lui taică-su: seara asta vreau să dorm cu fratele Gabi. Și când am ajuns acolo, a zis: uite, băiatul nostru vrea să doarmă cu tine. Ei, când am ajuns acolo, s-a ascuns după taică-su, că n-a mai vrut, că era rușine. Dar spre final, când am plecat, ar fi vrut, dar n-am rămas. Am zis: Elisei, de unde mă știi? Și mi-a spus de unde. M-a văzut când DVD, așa mai departe. Am citit în ochii lui atâta dragoste și m-a fermecat deodată. El e un copil, un copil frumos, curat, Elisei. Am trăit un sentiment de bucurie, m-am simțit valoros că un copil s-a uitat la mine și a zis: te cunosc, bine ai venit la Elim. Dar mă gândesc în seara aceasta că se uită Iisus din cer la mine. Mă gândesc ce sentiment să am. El e aici prezent în adunare. În timp ce predic, ochii lui se îndreaptă spre mine. Și aproape că mi-este rușine și m-aș da după perete, după frați. Aș vrea să dorm cu el, să-l iubesc pe el, să-l îmbrățișez, să rămân cu el, să fiu în veșnicia lui. Îl vreau, îl doresc, îl caut, îl iubesc, dar mă frustricesc. Dar aici, în adunare, aș vrea să mă ascund după ceva, dar aici îmi dau seama că nu merit privirea lui blândă. Îmi dau seama că m-aș arunca cu fata în țărână, că m-aș băga sub bancă, sub covor, m-aș arunca undeva. Da, eu spun: îndrăznește, mă uit în ochii tăi, eu sunt Iisus, aleluia, eu sunt Iisus, aleluia, Domnul tău. Eu te-am adus în existență. Eu te-am știut înainte să te naști. Te-am avut în mintea mea. Te-am fixat o familie să te naști. Am fixat un sat unde să vin existență. Te-am fixat un loc geografic unde să existi. Apoi mai târziu din copilărie, te-am atins inima de 10 de ori. Te-am atins ochii tăi de 10 de ori și ai plâns. Te-am atins nopțile și zilele. Apoi te-am atins iremediabil, dându-ți mântuirea în dar. Te iubesc, Gabi! Te iubesc și mă uiți spre tine! O glorie lui Dumnezeu în veci! Gloria lui Dumnezeu în veci! Alin, Viorica, Gheorghe, Ioan, Andrei, domnule, prieten care ești aici! Iisus se prezentă în adunare și se uită țintă în sufletul tău în seara asta și spune: te iubesc! Sunt convins în seara asta că sunt persoane care de mult nu le-a spus nimeni: te iubesc. Din păcate sunt soții care ar cerși de la soții lor un moment, nu știu cum, ca și el încăpățânatul și orgolios o să se oprească să spună: dragă, știi ceva, te iubesc. Te iubesc. Să-i spun pe fond dacă este incomod când este în fața ei, dar să-i transmit un mesaj. Și sunt soții care suferă cumplit pentru că relația nu funcționează. Știu că sunt și soți care suferă. Știu că sunt foarte mulți copii care n-au îndrăznit niciodată să întâlnească acest te iubesc. În urmă cu 2 ani de zile, de 8 martie, am avut evanghelizare în Beclean și a fost o predică de care fratele Nelubi a ținut-o și chiar titlul ei nu o să lui niciodată: ghioceii care nu mor. Și a simțit din partea lui Dumnezeu și undeva spre finalul predicii a zis: știți ceva,
Coborâți-vă toți și mergeți în sală și căutați-vă mama, tata, soția, soțul și bunicii și tot ce aveți și grupați-vă pe familii, pe holuri, pe unde știți. Mulțumiți Domnului unul pentru celălalt. Spuneți cuvinte alese unul la celălalt. Și ne-am dus, mi-am căutat soția și copiii și am găsit-o și pe mama de 81 de ani, care este doar așa piele și os. Și a fost încântător să-i spun, mamă, te iubesc. Sănătatea ta e de sus, o împarte și cu mine. Și ea a fost fericită în seara asta și erau grupul și tot s-a transformat într-o lacrimă în seara aia. Dar știți ce s-a întâmplat? Când mi-am întors privirea și nu numai eu și alți frați din biserică, avem vreo 6 băieți de la casa de copii. Ei stăteau acolo cântând în cor, absenți. Pentru o vreme s-au uitat unul la celălalt. Ei n-aveau tată, n-aveau mamă, n-aveau pe nimeni. Și știți ce au făcut? La un moment dat au fugit unul spre celălalt și s-au adunat toți 6 într-un cerc. Și au plâns unul pe umărul celuilalt. Atunci, dintr-un instinct, am plecat spre ei și ca mine mulți alți frați din biserică. Și le-am spus și ceva, Emil, Florin, și ceva, noi vă iubim pe voi. Voi sunteți prețioși, voi aveți valoare. Pe voi vă iubește Dumnezeu, pe voi vă iubește Hristos. Și au căzut pe grumazul nostru și toți ne-am, toată biserica s-a topit spre ei așa și s-a revărsat un val de dragoste. Noi suntem ființe lui ilimitate. Noi suntem ființe care până la un punct putem să facem efortul să iubim și nu avem resurse veșnice și puternice și care nu se termină. Dar cel care este între noi în seara asta, cel care l-a privit pe tânărul acesta în ochi și l-a iubit, este prezent în elimă în seara asta. Pentru toate sufletele hăituite de lumea asta dură, aspră, pentru toate sufletele singure și abandonate, Domnul îmi spune în seara aceasta, să-ți spun, Iisus te iubește, Iisus te iubește, Iisus te iubește, Iisus te iubește. Poate că ți-ai făcut plan să te sinucizi. Poate ți-ai făcut plan să mergi să te îmbeți sau să faci alte lucruri, să iei droguri. Pentru că n-ai mai simțit că cineva se uită spre tine. N-ai mai privit nici ochi care să țintă. Dacă cineva s-a uitat țintă la tine în zilele astea, s-a uitat cu acuzare ca să te condamne. Ei, se întâmplă o minune la evangelizare în elimă în seara aceasta. Iisus, Domnul Domnilor și Regele Regilor, de la balcon de sus și până în sală, privirea lui automat deodată, nu contează că suntem peste 2000, să fie 5000, să fie 100.000. Iisus are ochi pentru orice ființă în seara asta. Iisus are cantitate suficientă de dragoste. Deci orice persoană trăiască numele Lui în veci. Și în timp ce Iisus se uită la noi, ne transmite câteva mesaje în seara asta. Primul mesaj care îl transmite El spre omul acesta este că voia să calce în picioare în viața Lui o filozofie să zdrobească la care El ținea foarte mult. Care de fapt s-a dus la apogeu. Și de fapt filozofia lui l-a determinat să alerge după Domnul și să ceară viață veșnică. El toată vremea a urmărit un salvator pentru veșnicia lui. A urmărit învățătorii, unul după altul. Și a tras concluzii, era un băiat deștept. Până ce a ajuns la un moment dat, în toate sondajele care le-a făcut la toți învățătorii până atunci, că a găsit unul care s-a ridicat la nivelul și la standardul lui și a zis, în sfârșit, am găsit un învățător pe care îl pot numi că e unul bun. Așa a venit el la Domnul și a zis, sunt încântat de alea după tine, că mi-am împlinit și mi-am saturat filozofia mea. În sfârșit, te urmăresc de ceva vreme, îți urmăresc predice, îți urmăresc manifestarea puterii tale, și am tras concluzia. Tu ești un învățător bun. De aceea vin cu apelativul ăsta. Bunule învățător. Stimați mei prieteni și frați și surori. Știți care e filozofia de atunci și de astăzi? Este aceeași. Știți ce se caută azi în toate segmentele din societate? Salvatori. Ați văzut ce frenezie a fost în America când l-a instalat pe președintele Obama? Cu milioane de oameni și din toată lumea asta erau într-o frenezie, așa, într-o extraordinar, toată lumea extraordinar de fericită. Știți de ce? Pentru că îl privesc ca un salvator al Americii și ca un salvator al lumii. Se caută salvatori în economie, se caută salvatori în politică, se caută salvatori în toate segmentele societății, se caută salvatori în biserici, se caută salvatori în religii. Și oamenii se învârt în jurul acestor personalități care promit,
care au carismă, care au talent și care indică prin tot ceea ce propun, spun și fac și se manifestă că ar putea să salveze. Și atunci oamenii se mișcă, masele mișcă împrejurul lor. Totdeauna a fost așa. Știți ce? Prieteni și frați și surori, și în domeniul vieții veșnice, în timp ce eu predic în seara asta, în țara asta noastră, în Europa, sunt o grămadă de salvatori care se proclamă ca și salvatori, în jurul căreia vuiesc milioane de oameni și spun, ei sunt salvatorii, ei ne vor salva de iad, ei ne vor salva de moarte, ei ne vor salva de păcat, ei ne vor salva de singurătate, ei ne vor salva de neliniștile interioare, ei sunt salvatorii și mergem grămezi după ei. Iisus Hristos este aici în Elim în seara asta. El a călcat în picioare filozofia aceea. A călcat-o în fața lui în picioare și a zis, ține minte de azi, nu există niciun salvator pe pământul ăsta care e bun să salveze pe cineva. Salvarea, soluția, întotdeauna aparține cerului. Unul singur este salvator și acesta este Dumnezeu. Din toată inima să strigăm, binecuvântat să fie Domnul în veci. Binecuvântat să fie Domnul Iisus în veci. Binecuvântat să fie Domnul Iisus în veci. Știți, Iisus a călcat în picioare filozofia asta. Și prin ținta iubirii lui a dorit să determine pe acest om să-și ia privirea de la țărână, de la orizontal, de la uman, de la firesc, de la tot ce înseamnă educația socială și filozofică și să-i ridice privirea în sus, spre Dumnezeu, spre cer. Pentru că bunătatea lui Dumnezeu a venit din cer. Pentru că soluția pentru noi a venit din cer. Pentru că cerul este soluția. Trăiască Domnul în veci! Trăiască Domnul în veci! Aleluia! Mereu să căutați salvatorii. Când a apărut Ioan Botezătorul, a venit mulțimile și a alergat în pustiu după ea. Și a zis, El e salvatorul. El e! Și a venit în preajma lui și a zis, cine ești? Spune-ne că e salvatorul. Și el a zis, nu. V-am mai spus și mai repet. Nu sunt eu lumina? Nu sunt eu salvarea? Nu sunt eu soluția? Eu mărturisesc despre lumină. Eu vorbesc despre salvare. Eu vorbesc despre salvator. Eu netezesc cărările salvatorului. Altul este salvatorul. Cel care vine după mine, de fapt a fost înaintea mea. Și el este din veșnicie în veșnicie, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. O, glorificat să fie Domnul în veci. Glorificat să fie Domnul în veci. Uneori avem impresia că noi suntem salvatori. Alte orice lângă noi e salvatorul. Suntem gata să dăm bani, să facem orice pentru ca să se nască salvatori. Dar slăvit să fie El, că s-a născut în lumea noastră. Salvatorul salvatorilor, Domnul Domnului, Regele Regilor. Numele Lui este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. De aceea a spus cerul atunci păstorilor, vă aduc o veste bună. Știți care e vestea? Sunteți în căutare și în așteptare de salvatori. Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un salvator, un mântuitor. Dar ține minte, nu-s doi, nu-s nouă. Numele Lui este unul singur. Iisus Hristos Domnul. Iisus Hristos Domnul. Iisus Hristos Domnul. E fantastic să cauți viața veșnică. Dar să o cauți unde nu trebuie, este într-adevăr un faliment cumplit. Și să te bazezi pe cine nu trebuie este o înșelăciune amară. Nu-i nimic mai greu decât o viață întreagă să cauți drumul spre cer și să te bazezi pe cine nu trebuie. Nu există înșelătorie mai mare. Și el învățător căuta. Și Domnul a spus să scalcă în picioare filozofia. Chiar dacă cel care vorbea cu el era Dumnezeu în el. Și el însuși era Dumnezeu. Pentru că el este Dumnezeu. Mărit să fie Domnul Iisus în veci. Dar a spus nu, tu, pentru că tu cauți salvatori, eu calc în picioare filozofia ta. Unul singur este bun Dumnezeu. Ține minte asta. Ține minte, omule, care ești în adunare. Nu te poți salva de păcate și nimeni nu te poate salva. Nici Gabi Zăgran, nici Beni Zăgran, nici Ierhanghi, nici Patriarhi, nici Sfinți, nici păstori. Cel care te poate salva de păcate și de iad este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Eu proclam o Evanghelie simplă în seara aceasta, dar mă rog ca Duhul Sfânt al Dumnezeu să cerceteze orice inimă. În timp ce predic, repet, sunt oameni care au crezul ăsta și nu puțini. Noi care credem în unicul salvator suntem în minoritate în seara asta, nu-i așa? Nu-i așa? Așa e. Chiar dacă trăim într-o țară creștină, cei care cred în unicul salvator, nu se mai vizează pe nimeni altcineva intermediar între salvatorul ăla și noi, suntem în minoritate. De aceea au rost evanghelizările să ne aducă pe toți la crezul că cel care a murit pentru păcatele noastre și ne-a iubit este Iisus Hristos Domnul.
Când vorbește Pavel în Corinteni, a văzut că și creștinii, furați de filozofia asta, au început să se așeze în spatele salvatorilor. Cine? Pavel. Celălaltă zi nu-mi place de Pavel. Dar tău care? Apollo. Bine. Dacă ei sunt prieteni, putem sta împreună. Dar dacă sunt dușmani, nu mai putem să stăm împreună. Dați prieteni. Al meu este Petru Chifa. Și s-au așezat și fiecare în coloană, în spatele salvatorilor lor. Și a zis, ei sunt salvatorii noștri. Ei, stimații mei, când Pavel a auzit de o asemenea filozofie, a făcut ca Domnul. A luat-o și a călcat-o în picioare în fața lor. Și a zis, știți ceva? Cine este Pavel sau Apollo? Vă răspund eu, niște slujitori al lui Dumnezeu. Avem o chemare din partea lui Dumnezeu. Eu seamăn. Apollo vine după mine și udă. Dar vreau să vă spun ceva. Atât cel ce seamănă, cât și cel ce udă, amândoi, continuați dumneavoastră, amândoi sunt nimic. Seamănă fraza asta cu cea care a spus-o Domnul? Amândoi sunt nimic. Bunule învățător, pentru ce mă numești bun? Unul singur este bun și acesta e Dumnezeu. Și cel ce seamănă și cel ce udă după mine, amândoi suntem nimic. Cel care este salvatorul și care este Domnul Domnilor, este cel care face să crească. Și acesta este Iisus. Și acesta este Iisus, mărire Lui. Mărire Lui în veci. Noi predicam, frații, cu cântare, cu rugăciune udă, dar cel care convinge oamenii de păcat și cel care mântuiește și eliberează, este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Glorie Lui în veci. Glorie Lui în veci. De aceea spiritul de vedetism, spiritul care ridică omul în centru, este un spirit drăcesc, uman, firesc. De aceea omul trebuie să se smerească la picioarele Domnului și în centrul bisericii, în centrul adunării, în centrul gândirii noastre ca și creștini, trebuie să fie Iisus Hristos Domnul. Iisus Hristos Domnul! Și Pavel a spus, știți ceva? Nu vreau să știu între voi de acum pe nimeni altcineva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Din toată inima, trăiască Domnul în veci. Trăiască Domnul Iisus în veci. Iisus este Domnul. Iisus este Domnul. Ce salvatori aveți? Suflete care m-au, cine este salvatorul tău? Uneori atât de ușor acceptăm filozofia, spune, nu, eu cred că dacă vine cu tare și să roagă pentru mine, atunci poate să întâmple o minune. Fiți atenți! Dacă vine cu tare să predice, atunci parcă îmi deschid inima. Dacă vine cu tare să cânte, atunci se va întâmpla o minune. Nu vedeți cum încet, încet filozofia asta pătrunde? Vă întreb cine pierde? Noi toți! Pentru că atunci când ne bazăm pe soluții ieftine, exterioare, umane, pe talente, pe oratorii, noi pierdem atingerea celui sfânt. Noi pierdem transformarea celui care este Domnul Domnilor. De aceea eu mă dau la o parte în seara asta și spun, Iisus Hristos este în adunare. Iisus Hristos este în adunare. Un prieten de-al meu mi-a zis, a zis, Doamne, aș vrea să lucrez prin mine, aș vrea să-ți văd puterea ta. Aș vrea să-ți văd slava ta. Aș vrea să văd oameni atinși de tine, Doamne. Spune-mi ce trebuie să fac pentru asta. Dacă tu îmi spui să mă rog o lună, o lună mă rog. Dacă tu îmi spui să citesc Biblia de 100 de ori, de 100 de ori o citesc. Doamne, dacă tu îmi spui să postez 10 de zile ca să mă ridic la nivelul, să pot să lucra, tu o fac. Spune-mi, Doamne. Și spunea prietenul ăsta, Gabi, am stat multă vreme să-mi răspundă, Doamne. Și într-o zi m-a bătut pe umăr în timp ce mă rugam și a zis să-ți răspund. Și am zis, Doamne, unde-i taina? Și Domnul mi-a zis simplu. Când vrei să vezi puterea mea și vrei să lucrezi, știi ceva? Dă-te la o parte. Atât, Doamne? Da. Când vrei să vezi puterea mea, mântuirea mea și slava mea, dă-te la o parte. Lasă-mă pe mine să merg înainte. Lasă-mă pe mine să merg înainte. Ce câștig eu dacă în seara să spuneți minunat a predicat? Dar aș câștiga ceva în seara asta. Dacă aș ști că măcar un suflet este salvat pentru Domnul în seara asta. Acum suflet este salvat pentru Iisus. Dar eu am certitudinea că multe suflete vor fi salvate pentru El în seara aceasta. Mărit să fie Domnul în veci. Dă-te la o parte, oricine ai fi, și lasă-L pe Domnul să lucreze. Lasă-L pe Domnul să lucreze. Lasă-L pe Domnul să lucreze. Vă suna și un alt prieten, spunea, ce faci? Și el spunea, am pregătit viziunea, am pregătit strategia, am pregătit programe, i-am împachetat tot. Și mi-a ridicat mingea la fileu și pentru că este prietenul mi-a zis, dar pe Duhul Sfânt unde l-ai lăsat? Ah, da. Păi, după ce plec, îi las cu Duhul Sfânt. Până atunci îi țin eu în tipare. Ei, stimații mei, nu când plecăm trebuie să-i lăsăm cu Duhul Sfânt. Noi trebuie să lăsăm viața noastră sub călăuzirea Duhului Sfânt în orice vreme.
Mărire Domnului în veci. Mărire Domnului în veci. Așa că eu cred din toată inima că Iisus care se prezentă în adunare și care calcă în picioare filozofia numită om și soluția numită om, va triumfa în orice inimă. Amin? Lasă-L să te atingă pe El! Lasă-L să te transforme El! Lasă-L să te ridice El! Lasă-L să te vindece El! Lasă-L să te înalțe El! Mărire Lui în veci! Amin! Amin! Cerul spune asta. Că bătrânii își aruncă cununile jos. Tot cerul se aruncă la picioare Lui și strigă toți. Mântuirea este Dumnezeul nostru care șade pe tron și a mielului. A Lui să fie slava, gloria și cinstea. În veci de veci, amin. În veci de veci, amin. Mă rog în seara aceasta, Doamne, calcă în picioare crezul ăsta satanic, în care omul este soluția pentru eliberare, pentru dezlegare la groapă, pentru a trimite oamenii de o parte în altă. Ba nu! Cel care te poate dezlega de păcate, de vicii, care te poate dezlega de domnia celui rău, este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Pentru că El a stat pe cruce răstignit între cer și pământ. El a învins toate forțele răului care te țin legat. Le-a călcat în picioare și a ieșit asupra lor biruitor prin cruce. Trăiască Domnul în veci! În timp ce Iisus se uite la noi, calcă în picioare filozofia și spune: tinere, vrei viață veșnică? Da! Nu te uita în stânga, în dreapta, înainte sau înapoi, că nu-i până preașa. Nu te uita spre Pudna, că nu-i acolo. Nu te uita nici spre Curtea de Argeș, că nu-i acolo. Nu te uita spre răsărit spre Constantinopol, că nu-i acolo. Nu te uita spre Roma, că nu-i acolo. Nu te uita spre Meca, că nu-i acolo. Nu te uita spre București, spre Carol Davila, că nu-i acolo. Nu te uita nici spre reședința fraților baptiști, nici spre alta, că nu-i acolo. Știi ceva? Dacă ai putea să pricepi în timp ce mă uit în ochii tăi și să-ți ridici privirea spre cer, pentru că mântuirea este în cer la Dumnezeu. Și El și-a trimis singurul Fiu pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Amin? Vreți viață veșnică? Vreți în rai? Vreți împărăția lui Dumnezeu? Ochii în sus, de acolo ne vine izbăvirea. Ochii în sus, de acolo ne-a venit izbăvirea. Numele Lui să fie înălțat. Îl înalți pe Domnul în continuu, în continuu, în continuu. El merită asta. Cineva a zis: Gabi, eu știu de ce ai tu succes la predică. Zicea El că am succes, nu știu. Și am zis, îți curios eu. Și pentru că tu în timp ce predici de zeci de ori, înalți numele Lui Hristos în adunare. Și am zis, asta îmi place, pentru că El vrea să fie înălțat. Vreți să-L înălțăm încă o dată pe Iisus în adunare? Trăiască Iisus în veci! Aleluia! Aleluia! În timp ce Iisus îl țintuia cu privire și îl iubea, i-a ridicat, a vrut să-i ridice privirea spre cer și apoi spune: cerul, tu nu-l poți pricepe așa uitându-se la El, o să vezi stele și nori. Ca să poți să pricepi cerul, cerul a fost revelat prin scripturi, prin porunci. Dumnezeu și caracterul Lui a fost arătat în poruncile care au fost revelate. Așa că dacă vrei să pricepi pe Dumnezeu, lasă obiceiurile și tradițiile. Și ceva, ținta ta să fie Scriptura, pentru că în ea este viață veșnică. Din toată inima, slavă Domnului! Pentru că Scripturile vorbesc despre mine. Aceasta e scrisoare de dragoste a lui Dumnezeu pentru noi. Dumnezeu să-ți îndrepte inima spre ea. Poți să crezi ce scrie în ea? Atunci ești în drum spre mântuire și spre viață veșnică. Mărire Domnului în veci! Am citit în iarna această o istorioară foarte frumoasă și în timp ce predic acum mi-am adus aminte de ea și cred că se potrivește pentru punctul ăsta. În seara asta era o familie undeva în America, tata, fetița lui de 3 ani jumate, 4, bunica, care erau în seara de ajun de Crăciun și se pregăteau să mănânce o plăcintă după tradiția lor din familie. Cineva lipsea din familia, negreșit că v-ați dat seama, mama. Pentru că prețul să vină Adelin, fetița asta mică în lume, a fost mama. Ea a murit la naștere. Și tatăl Joie, un măcelar de profesie, a încercat să o crească împreună cu mama lui cum a putut. Acum era frumoasă, zglobie, 3 ani și jumătate, 4. O lua în brațe, se juca cu ea. Dar anii au trecut. Ea a împlinit undeva 15 ani, spre 16, și acest măcelar a fost foarte supărat pentru că deja Adelin venise acasă cu haine provocatoare îmbrăcată, uneori mai mult dezbrăcată decât îmbrăcată, apoi încet, încet au apărut cercei în nas, în urechi, în buze și și-a dat seama că a luat-o pe un drum greșit. Nu știa nici ce să facă. Simțea din plin lipsa mamei și inima lui era zdrobită. Mereu își freca mâinile și spunea: nu știu cum să o abordez, nu știu cum să vorbesc cu ea.
Dacă aș fi dur, poate o încăpățânesc mai tare. Dacă o las în pace, poate nu-i bine că nu-i vorbesc. Și a zis, o să aștept seara de ajun, când sărbătorile de iarnă te emoționează, te pregătesc, te mișcă și poate atunci o să cedezi. Când stăteau la masă, ca de fiecare dată, servind aceeași plăcintă pe care bunica o face, i-a spus, Adelin, aș vrea să vorbesc cu tine și aș vrea să vin în brațele mele, să te îmbrățișez. Și a început să-i curgă lacrimile la taică-s. Atunci s-a ridicat și cu o privire foarte sfidătoare, i-a spus nu. Adelin, ți-am cumpărat o rochie nouă, frumoasă, n-ai vrea să o îmbraci în seara asta? Și a spus nu. S-a învârtit, a plecat în cameră, i-a trântit ușa și în noaptea aia a ieșit afară și a plecat. A plecat undeva departe, în Chicago, fără să lase urme, împreună cu un băiat. Băiat care avea acolo și el un văr, care a ținut o vreme, apoi banii s-au terminat. A ajuns să doarmă pe sub poduri în America, prin cutii de carton. Și viața i-a început să devină din ce în ce mai greoaie și mai încălcită. Cumva cineva i-a stricurat un bilețel, o colegă de acolo de cutii. Și a zis, uite, când n-o să mai ai ce să mănânci și foamea o să te taie, cu să te taie la stomac, trebuie să vii, pentru că știu un club undeva, unde va putea să lucrezi noaptea. Și a zis, nu, eu asta nu o să fac niciodată. Eu doar am vrut să plec de acasă, eu doar am vrut să fiu liber. Dar asta nu. Dar după ce foamea a tăiat-o la stomac, a luat telefon, a sunat și a ajuns acolo. După câteva săptămâni în care a lucrat acolo, vărul acelui băiat a venit într-o zi și a zis, Adelin, nu știu ce se întâmplă, pentru că în poșta mea, în fiecare săptămână, intră 3 sau 4 scrisori. Au aceeași culoare și vin din aceeași adresă. Și ți le-am adus. Ce adresă e asta? I-a luat scrisorile în mână și imediat și-a dat seama că era adresa de la casa ei. Și-a dat seama că cel care se semna pe spate era tatăl ei. Și a zis, ea, sper că nu știe ce fac. Sper că nu știe unde sunt. N-aș vrea să afle asta niciodată. Nu cumva să spui asta. Lasă-le aici. Și a început să le adune. În fiecare sfârșit de săptămână, vărul venea și aducea scrisorile. 3-4 pe săptămână. Și deja s-a făcut un teanc înalt. Dar ea niciuna n-a deschis. A zis, nu le deschid. Îmi imaginez ce ar putea să scrie tata. Cu siguranță concluzia scrisorii este să mă întorc acasă. Nu vreau. Și încăpățânarea a făcut-o să reziste. O lună, două, teancul creștea. Le-a pus cu grijă acolo pe noptiera unde dormea și uneori, când simțea că singurătatea e din ce în ce mai cumplită, trecea cu mâna peste ele și le atingea până jos. Dar azi nu le deschid. Într-o seară s-a plimbat pe stradă și când s-a uitat într-o vitrină, a văzut o rochie și era exact rochia care a cumpărat-o taică-s-o. Și iară, inima i-a început să moaie și a zis, nu vreau! Nu vreau să mă emotrez. Asta ar însemna să deschid scrisorile și asta ar însemna probabil să mă determine să mă întorc acasă. Nu vreau! Și a întins 9 luni, 10 luni și undeva, la 12-a lună, câteva zile înainte de Crăciun, una din colegele ei a intrat în cabina ei și a zis, Adelin, ți-am mai adus o scrisoare. Și a zis, pun-o acolo peste celelalte. Nu, dar vreau să-ți spun ceva. A adus-o cineva în mod personal. Nu-i venită prin poștă. Și mi-a dat-o mie în mână și a zis, du-o la fiica mea. Și am zis, dar ce să-i spun? Știa că i-am scris în toate celelalte. Ce are de făcut? Și atunci a zis, tata a fost aici. A luat scrisoarea și a deschis-o. Și în scrisoare scria, Adelin, așa cum ți-am scris în toate celelalte, te iubesc și te aștept acasă în seara de ajun. Te iubesc. A luat toate scrisorile la rând și le-a rupt. Și în câteva minute s-a făcut un morman de plicuri în camera ei. În timpul ăsta ea plângea în hohote și lacrimile îi scurgeau pe obraz. Și a zis, tată, cât de mult m-ai iubit, cât de mult m-ai așteptat. Aș vrea să fiu în seara de ajun acasă, dar nu știu dacă găsesc bani și bilete la avion să pot să fiu. A făcut tot ce a putut, a sosit seara de ajun
Tatăl Joe Măcelaru s-a adunat cu mama lui, au venit oaspeții, au servit aceeași plăcintă, au plecat, a ieșit până afară și s-a uitat pustiu pe stradă și a zis în sufletul lui, n-a venit. I-am trimis atâtea scrisori. A închis încet ușa și s-a dus și s-a așezat într-un fotoliu. Bunica a ieșit și ea în hol și când a ieșit în hol, dintr-o dată s-a auzit o bătaie în ușă. Și când a deschis bunica ușa tremurând, în ușă era Adelin. Și a strigat, Joe, am o surpriză pentru tine! El s-a smuncit repede din fotoliu și a alergat spre ușă. Și ușă era prințesa lui de altă dată, Adelin, care a alergat și i s-a aruncat în brațele lui și a strâns-o la piept. Și în seara aceea de ajun, au servit din nou în familie plăcinta cu brânz. Și ea stătea agățată în brațele lui. Așa să spun ceva în seara asta. Biblia asta este scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu pentru tine. Aproape în fiecare verset din cartea asta e inima lui Dumnezeu. Dacă ai ști câte ți-a trimis și dacă ai ști ce ți-a scris în toate astea. Dar n-ai fost curioasă, nu-i așa? De atâția ani, Biblia asta a fost o carte pentru preoți, pentru alții, dar nu pentru tine. Și poate ți-a făcut cadou mama una sau ai avut-o în bibliotecă sau la capul patului și ți-ai trecut din când în când mâna peste ea. Dar n-ai deschis-o. Și prin cartea asta, prin 66 de cărți care sunt aici scrisori, în esență, Iisus s-a spus de fiecare dată, în fiecare dimineață, te iubesc. Te iubesc și te vreau mântuită și mântuit. Eu te-am creat. Eu te-am plămădit din țărâna pământului. Eu am pus duh și suflet în tine. Nu te-am creat pentru iad, nu te-am creat pentru cimitir, nu te-am creat pentru moarte, pentru disperare, nu te-am creat pentru sinucidere, nu te-am creat pentru beție, nu te-am creat pentru droguri, nu te-am creat pentru curvie, nu te-am creat pentru desfrâu, nu te-am creat pentru divorțuri, nu te-am creat să comiți avortul și să ucizi, te-am creat pentru inima mea. Te-am creat să fii coroana creațiunii mele. Te-am creat să te întâlnesc dimineața și să-ți arăt bunătatea. Te-am creat pentru că în fiecare dimineață vreau să te surprind cu o nouă bunătate, care să o împart cu sufletul tău. În fiecare dimineață ți-am scris o scrisoare, ți-am scris un rând. Dacă l-ai fi citit, ziua ta era altfel. Dacă ai fi citit cartea asta, viața ta era altfel. Și dacă chiar ajungeai să fii îngropat, era îngropată țărâna. Dar Duhul și sufletul, eu ți-am scris. Îl voi duce și îl voi lăsa într-un loc de odihnă. Și într-o zi eu ți-am scris că mă voi întoarce și te voi lua, te voi învia să fii totdeauna cu mine în slavă. Eu ți-am scris că nu te poate despărți nimeni de mama ta, de fiica ta, de soțul tău, pentru că moartea nu te poate despărți. Ți-am scris asta, ți-am scris asta, că într-o zi te voi uni cu părinții tăi, cu cei dragi și te voi duce să fii totdeauna acasă cu ei și nu va mai fi singurătate, nici boală, nici țipă, nici durere, nici cancer, pentru că eu sunt Domnul tău. Știi, ți-a scris asta. Ți-a scris și ție asta, ți-a scris, ne-a scris tuturor, dar mie mulți ani nu mi-a păsat. Am zis, mi-ai trimis o scrisoare încă o evanghelizare? Pune acolo pe raft, că ori mai fi vreo 8. Și mai am adunate și de duminică și de ani de zile. Am auzit, eu vin de mulți ani la evanghelizare și eu am fost la dumneavoastră de mulți ani, am auzit predici și îți scrisori, îți scrisori de dragoste și... Știi ce va fi cel mai crud? Anticiparea lui Hristos din Luca. Mulți vor zice în ziua aceea, Doamne, ai fost pe strada noastră. Cum? Ai fost pe strada noastră. Ne aducem aminte și ne-ai dat scrisoare în mână. Ne-ai vorbit și ai zis, uite, scrisoarea mea, cuvântul meu pentru tine. Și, Doamne, noi am auzit scrisoarea, noi am luat-o, dar n-am deschis-o, n-am trăit-o. Nu ne-am întors acasă, nu ne-am întors la tine. Ne-am bazat pe noi, pe alte soluții. În această seară, în timp ce predic, tu ești Adelin în seara asta. Sufletul tău e aici, ascultă-mă. Și eu știu că de multe ori ai nevoie de cuvinte de la Domnul. Ei, Dumnezeu te confruntă cu cuvântul Lui, cu scrisorile Lui în seara asta. El nu vine să te confrunte cu o religie, El nu vine să te confrunte cu o clădire, El nu vine să te confrunte cu un crucifix, El nu vine să te confrunte cu o imagine, cu o icoană, El vine să te confrunte cu cuvântul scris viu al lui Dumnezeu, cu scriturile, cu poruncile, mărire Domnului în veci, mărire Domnului în veci. Cu asta l-a confruntat pe El, cunosc scripturile. Asta e inima lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu, vocea lui Dumnezeu, e Biblia, e cuvântul viu al lui Dumnezeu. Trăiască Domnul în veci! Trăiască Domnul în veci!
nu cred, prietene, că trebuie să spun un secret în seara asta. De ce s-a spus în România că dacă pui mâna pe Biblia asta, ți se usucă mâna? Și de ce? Pentru că salvatorii au vrut să rămână în picioare. Pentru că salvatorii au vrut să vuiască mulțimile în jurul lor. Pentru că salvatorii au vrut să se întâmple ca toți oamenii să cadă la picioarele lor. Când m-am dus și m-am rugat pentru o bătrânică lângă Becrean și mi-am rugat pentru ea și am ajutat-o cu ce am putut. Când am ieșit din casă, a sărit pe mine, i-a prins mâna să mi-o sărute și eu mi-am smuncit mâna. Și a zis, Doamne, ce faci? Ce scump părinte? Dumneavoastră v-ați rugat pentru mine, sunteți un salvator, sunteți un erou, nu o să voi niciodată. Și am zis, Doamne, eu sunt un păcătos, eu sunt un rob netrebnic. Știi cine m-a trimis la dumneata astăzi? Și a zis, cine? Iisus. Dacă vrei să te pleci înaintea lui să-i săruți sandala, fă-o. Dar pe mine nu mă atingi și nu-ți săruți dumneata în mână, pentru că eu cu dumneata mă plec acum pe genunchi în stradă și strig din toată inima, Iisus să fie înălțat, Iisus să fie înălțat, că dacă predic când sau fac un gest, este ceea ce suntem datori să facă, să facem pentru Cel care este în mielul lui Dumnezeu. Mărire Domnului în veci, mărire Domnului în veci. A venit ucenicii lui Ioan și a zis, ai mai avut câțiva în spatele tău și au plecat după el. Tu nu mai predica de el, că n-ai avut vreo doși când ai spus, iată mielul Dumnezeu, s-au dus după el. Și a zis, da, tocmai pentru asta am venit, să le spun că El este Salvator și că El este, eu asta vreau să fac, să mă micșorez în fiecare zi și El să se înalțe. El e Iisus, El e Domn, El e Domnul Domnilor, dar El are scrisori prin care îți vorbește în fiecare zi. Citește inima lui Dumnezeu, e aici, e scrisoarea Lui pentru tine. Vă înțelegi, Adelin, Alin, Gheorghe, Alin, toți care ești aici, Domnul te iubește și ți-a scris și îți scrie. Deschide cartea. Viva lui Dumnezeu. E inima lui Dumnezeu. Uneori când nu am timp seara să o citesc și cad de oboseală, o iau și o salut. Și o strâng în brațe și zic, Doamne, Tu ești aici în ea. Și vreau să dorm lipit de mine. Îl înțeleg pe pastorul Vulbran că după ce a ieșit după vreo 8 ani din închisoare, l-a așteptat fiul său Mihai și soția Sabina. Și a strigat, Richard! El a venit surprinsă dintr-o dată și a intrat în casă după ce i-a spus ani de zile că a murit și nu-l mai văd. Și când a intrat în casă, au sărit toți spre el, amândoi și frații de acolo să îmbrățișeze. Și el a zis, opriți-vă! Și a zis, Richard, ce s-a întâmplat cu tine? Ți-ai pierdut mință. Nu mă îmbrățișez. Pentru că înainte de voi vreau să îmbrățișez pe altine. Și a zis, ce? Aduceți-mi o Biblie. Și a adus Biblia. Și a adus îmbrățișez. 8 ani de zile că și vreau să te sărut și să te îmbrățișez. Mărire Domnului în veci. Mărire Domnului în veci. Ție-ți pasă de Scripturi? Ție-ți pasă ce spune Dumnezeu? Sau îți pasă de ce scrie popa și preotul și pastorul și nu știu mai cine? Și zicea, în primul rând, cuvântul lui Dumnezeu e dat și la mine. Mărire Domnului în veci. Doamne, toată noaptea ne-am trudit, am crezut că noi suntem salvatori. Am rugat stânga, dreapta, înainte, înapoi și ne-am trudit și am avut eșec după eșec, repetat. Și am zis, noi suntem profesioniști, noi știm, noi. Și după ne-am trudit toată noaptea, recunoaște, n-am prins nimic. A zis, Domnul, știi ce era? Aruncați mreaja în partea dreaptă. Cum? În partea dreaptă? A zis, nu știu ce se întâmplă, că l-am aruncat o noapte asta de sute de ori în partea dreaptă. Aruncați-o. Dar Petru l-a privit în ochi și a zis, Doamne, dacă e vorba de cuvântul Tău, de scrisoarea Ta, și Tu vorbești, la cuvântul Tău arunc în dreapta. După ce a aruncat în dreapta și a ascultat de cuvânt, spune că a prins o așa mare mulțime de pești că s-au rupt mrejele. Știți ce a făcut Petru? N-a mai zis, eu sunt soluția, n-a mai zis, preotul e soluția, religia e soluția. A căzut la picioarele Domnului Iisus și a zis, Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Pleacă, Doamne, de la mine, că sunt un om păcătos, că de fapt, prin plecarea aceasta, Petru ruga pe Iisus să-L ia de mână și să-L ridice. Și Iisus l-a ridicat și l-a făcut pescar de oameni. Din toată inima, glorie lui Iisus în veci. Glorie lui Iisus în veci. Mărit să fie Domnul în veci. Aleluia! Asta e dragostea lui Iisus. Dragostea lui Iisus nu te duce la religii. Nu te încâlcește niciodată. Dragostea lui Iisus se duce întotdeauna la Biblie, la Scripturi și îți arată inima lui Dumnezeu ca să poți ajunge în cer. Prieteni dragi și frați, să-L mai spunem o dată slăvit să fie Domnul? Amin! Haleluia! În al treilea rând,
dragostea lui Iisus care s-a revelat la acest tânăr, spune cuvântul Domnului că a făcut un gest dragostea asta. Nu știu dacă de aici încolo, la punctul ăsta ultim, veți mai spune atât de hotărâți, amin. Pentru că dragostea lui Iisus i-a descoperit cel puțin o lipsă din viața lui. Și a zis, tinere, mă uit în ochii tăi și te iubesc. Tu mi-ai cerut viața veșnică. Există o problemă care stă între tine și viața veșnică, încă una după două. Care, Doamne? Îți lipsește un lucru. Această seară suntem aici. Eu nu știu câte lucruri vă lipsesc. Dar nici dumneavoastră nu știți cât vă lipsesc mie. Îl știm pe omul ăsta pe care Domnul l-a proiectat pe ecran în seara asta. Și a zis, problema ta, tinere, este lăcomia. Te proiectezi să poată predica și Gabi Zăgrean de tine. N-a fost simplu. Știți ceva? Suntem aici foarte mulți oameni. Ce ați spune în seara aceasta dacă Hristos ne-ar proiecta toate lipsurile noastre aici pe ecran? Câți dintre noi am fi cu capul falnic și ridicat? Și acum suntem uneori și ne uităm peste umăr unul la celălalt și spune, oh, vai săraca de tine. De-ar avea Domnul milă de tine, seara asta ar fi grozav, dar nu de mine, că tu ești. Și de atâtea ori arătăm că suntem mai bravi unii decât ceilalți. Vreau să vă spun ceva în numele Domnului. Toți suntem în aceeași barcă și toți avem nevoie de sângele lui Iisus în seara asta. Eu sunt convins că dacă Domnul ne descopere pe toți în seara asta, știți unde sunt ochii noștri? Acolo în podea. Știți ce se întâmplă? Vom uda podeaua în seara asta. Pentru că dragostea lui ne redescopere problemele care le avem. Descopere cancerul din noi. Descopere moartea din noi. Știți de ce? Pentru că vrea să ne dea viață veșnică. Știți de ce? Pentru că vrea să ne dea viață veșnică. Știți cum am vrea noi să mergem în rai cu toate nebuniile și cu toate mizerile agățate după noi. Așa am vrea să mergem. Așa am vrea să ne primească. Dar în raiul lui Dumnezeu vor intra cei care n-au nicio pată, nicio zbârcitură și nimic altceva de felul acesta. Și cei care au hainele curate și spălate în sângele celui care este între noi în seara asta. Măriți să fie Domnul în veci. Știți, acum pe finalul predicii, mă rog ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care se prezentă aici în adunare, că eu oricum v-aș putea spune o listă de păcate, dar dumneavoastră le știți destul de bine. Dar îl rog pe Duhul Sfânt să intre în cercetare în seara asta. El este întotdeauna ca un ac ascuțit care străpunge așa, deodată. Pentru că poți să-i spui la un păcat în față și el spune, nu, eu n-am făcut așa ceva. Cum n-am confruntat noi oameni ca slujitor și a spus, ai făcut, eu nu! Atunci când Duhul Sfânt intră la lucru și țintește inima ta și o străpunge el, deodată ne vedem lipsurile din viața noastră. De aceea dragostea lui descopere lipsurile din viața noastră. Și acum rog pe Domnul să cerceteze adunarea. Ție, tinere, îți lipsește un lucru, dar ție, Gabi, îți lipsește 10. Și eu mi le știu într-un procent mare. Dar de fiecare zi ca David, Doamne, eu m-am cercetat. Cum m-am cercetat? Dar eu am cântarele mele și uneori strâmbe. Îmi închei și eu salmul meu 139 și zic, Doamne, în seara asta, în timp ce predic, cercetează-mi inima. Încearcă-mi gândurile, Doamne. Uite-te Tu în viața mea și dacă vezi că sunt lucruri care îmi lipsesc și m-ar putea desparte de veșnicie, Doamne, o să-ți cer imediat în rugăciune să Te atingi de mine în seara asta. Și în timp ce suntem aici, Domnul, să se atingă de toate inimile care sunt aici. Eu nu-ți cunosc lista Ta. Spunea cineva, am vrut să-mi fac o casă împreună cu soția și am angajat pe cineva să ne-o construiască și am zis, am vrea să fie o surpriză pentru noi. Am vrea să fie o surpriză pentru noi și vrem să mergem când e gata, la cheie, să ne bucurăm de ea. Și au mers după timpul când a fost gata casa și atunci când au văzut-o în exterior, au fost încântați, visau. Și se atingeau pe celălalt, nu are adevărat, e casa noastră asta? Apoi intrat înăuntru și când au văzut interior, au fost fascinați. Se uitau la pereți, la culori, la tot ceea ce a sortat constructorul și a zis, e mai mult decât am, mulțumim frumos, lasă-ne să ne bucurăm de casa noastră. Proprietarul constructorul s-a uitat în ochii lor și a zis, știți ceva, vă las aici numărul de telefon. Vă rog să analizați cu atenție casa voastră și dacă găsiți defecte și veți găsi, să le scrieți toate pe o listă și să mă sunați, eu să trimit echipa să le remedieze. Și au zis ei, nu, nici nu putem să ne imaginăm că este un defect în casa asta. Și a plecat. După ce ei
au trecut de frenezia asta a încântării, au început să pună mâna pe clanțe, pe robineți și așa mai departe. Și în timp ce puneam mâna pe toți și puneam practică să vadă cum funcționează, au apărut foarte multe defecte. O ușă la cămară nu se încheia, un robinet nu funcționa, dincolo altă problemă, și s-au îngrozit la un moment dat. Dar și-au adus aminte, faceți o listă și scrieți pe ea tot ceea ce nu funcționează. Și cu mare greutate, cu sfială, au început să facă lista. Și în timp ce se învârteau prin casă, a început lista ca să se adune și a fost o listă mare. A sunat pe constructor și el n-a fost surprins. A zis, ne pare rău, suntem jenați, da, uite, aia nu merge, nu e nicio problemă. Eu o să trimit în câteva ore echipa acolo și o să se remedieze totul. Lăsați lista, dați-le lor și o să rezolvă. Uneori când venim în prezența lui Dumnezeu, avem impresia că casa noastră e perfectă. Parcă n-am avea nicio problemă. Cum spuneam mai devreme, parcă toți ceilalți au o problemă, numai noi n-avem. Dacă ați venit în această seară fără nicio problemă aici, predica mea nu e pentru dumneata în seara asta. Dar dacă sunt aici persoane care simt în casa vieții lor probleme, defecte, alunecări, eșecuri, poate ai fost prins în pornografie, poate ai fost prinsă în a comite un avort, două, trei, nu știu. Poate ai fost prins în nedreptate, în bârfă, în păcate mărunte sau mari, într-un păcat sau un milion, dar casa ta nu-i perfectă. În timp ce stai și te uiți la ea și o predic în seara aceasta, Duhul Sfânt te va lua la braț și îți va colinda cămările adânci ale inimii tale și îți va spune, ai o problemă aici, notează-ți în seara asta. Ai o problemă dincolo, notează-ți în seara asta. Ai o problemă dincolo, notează-ți. Asta te despart de cer, de viața veșnică, te despart de rai. Tu nu poți să intri în cer așa. Așa că fă-ți lista. Și în timp ce lista începe să devine din ce în ce mai mare și o vezi și reală, știți ce mă sperie în seara asta pe mine și poate și pe dumneata? O întrebare. Ce va face el cu lista? Ce va face cu ea? Pe lista tânără spune lăcomie și imposibil să intri cu ea în cer. Da, cu problema ta poți? Doamne, ce vei face cu lista? O afișez? O știe cerul? Da. O știu îngerii? Da. O știu și eu? Da. Poate o mai știu și alții, dar poate cei mai mulți nu știu. Ce vei face? Și în timp ce stau și mă gândesc la acest aspect în seara asta, mi-aduc aminte de un moment din scrisoarea de dragoste. Momentul când Iisus Hristos este luat de mare preot și judecat în noaptea aceea. Lovit, scuipat, hăituit. Este luat în ziua aceea și dus spre Golgota. Îi se pune coroana de spini pe cap. Este bajocura tuturor, este dezbrăcat de haine, îi se pune alta. Îi dau o trestie în mână și devine comic pentru toți. Apoi îl iau, cade sub greutatea crucii. Îl țilesc pe Simon din Cirena să-l ajute, ajunge la calvar. Trântește crucea jos, îl trântește pe cruce, pe ea. Îi ia mâinile, îi le întinde pe cruce. Parcă aș vrea să văd un gest că se împotrivește, că face un gest că n-ar vrea. Dar ciudat, își lasă mâinile să îi le întindă. Pielea de pe mâna lui se întinde. Apoi soldatul roman ia pironul și îl pune în palma lui și prima lovitură. Și intră pironul în pielea lui și începe să apară primul picur de sânge. Și începe apoi să curgă un izvor de sânge. Și sângele începe să curgă de pe mână pe lemn. Și mă uit prin credință în seara asta. Și eu sunt cu lista, mă gândesc unde e lista mea, ce s-a întâmplat cu ea. Pe ea sunt scrise toate nebuniile mele, toate alunecările mele, toate lipsele mele. Și eu vreau să ajung în cer, vreau viață veșnică, vreau să fiu mântuită, vreau să fiu mântuit, nu vreau iadul, vreau cerul. Și mă întreb ce s-a întâmplat cu lista. Și în timp ce mă uit atent, și pironul trece prin mâna lui și se îndreaptă spre lemn, dintr-o dată, când mă uit mai atent, între mâna lui și lemn, e o listă, e o listă și când mă uit, e lista mea. Și cuiul trece prin mână, trece prin lista mea și se înfinge în lemn. Și acum zic, Doamne, toată lumea poate citi lista mea când se ridică crucea în sus. Dar în timp ce crucea se ridică în sus, sângele începe să curgă peste lista mea,
Se întâmplă că se amestecă tot ce e scris pe listă, nu mai poate citi nimeni și în timp ce curge sângele la vale, dintr-o dată văd că se întâmplă ceva. Acolo era vina mea care m-a aruncat în iad, dar dintr-o dată vina mea este asupată de un sânge și sângele a ciudat că în loc să murdărească pagina și să o facă cel puțin să nu poată citi nimeni, încet, încet, încet sângele la curăță și spală. Și în timp ce sângele curăță și spală, mă uit atent după câtva timp și coala vieții mele și fișa vieții mele și lista vieții mele începe să fie albă. Începe să fie albă. Și mă întreb ce s-a întâmplat. Sângele lui are putere să curățească orice păcat. Sângele lui are putere să curățească orice păcat. Pavel spune în Coloseni, zapisul cu poruncile care ne condamnau pentru toate actele de răzvrătire și ne aruncau în iad, zapisul cu poruncile care era împotriva ta și împotriva mea și spunea vinovat pentru asta, 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 vinovat pentru asta. Zapisul care mă condamna și m-a aruncat în iad a fost șters. Sângele lui Iisus Hristos a șters și a fost sunteți liberi. Sunteți liberi. O, ce har! Trăiască Domnul în veci. Trăiască Domnul în veci. Trăiască Domnul în veci. Veniți să ne judecăm, zice Domnul. Veniți să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cărămizul. Se vor face albe ca zăpada. De vor fi roșii ca purbulea, se vor face albe ca lână, pentru că sângele lui Iisus, mielul lui Dumnezeu are putere să curețe vina ta, să curețe vina mea. Trăiască Domnul în veci! Trăiască Domnul în veci! Vă scriu copilașilor să nu păcătuiți, dar dacă careva dintre voi ați păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor pe Iisus Hristos Domnul. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre, dar nu numai pentru ale noastre, ci pentru a întregii lumărire Domnului în veci. Toată Timișoara a fost spălată de sângele lui Iisus Hristos. Toată România a fost spălată de sângele lui Iisus Hristos. Astăzi lista ta e nulă, e albă. Poți să accepți asta? Dumnezeu să te umple de credință în seara asta. Toate nebuniile tale, păcatul ăla mic și neînsemnat te va duce în iad. Milionul ăla de păcate te va duce la fel în iad. Pentru un păcat și pentru un milion a curs același sânge la calvar. Și sângele ăsta este aici în centrul adunării în seara asta. El este soluția. El este soluția. Iar soluția a fost revelată prin Scriptură. Iar eu am predicat Scriptura în seara aceasta. Nu este alt mântuitor dat oamenilor și alt nume decât unul singur. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Știu că lista te condamnă. Nu poți dormi noaptea. E zbuciumată. Nu poți. Este un coșmar. Păcatul te apasă. E cancerul din tine. Niciun medic din lumea asta nu te poate salva. Nu există niciun salvator. Poți să stai în sanatorii, poți să mergi în mărăsiri, să-ți liniștești 5 ore viața. Spunea un prieten de la Garda Financiară, veneam din București cu dumnealui și spunea, Gabi, sunt impresionat că îl iubești pe Domnul, dar știi cum mă liniștesc eu? Mă duc de 2 sau 3 ori pe... când mă duc în București, am o biserică de lemn, undeva în București, într-un cartier, mă duc 10 jumătate de oră, o oră și mă liniștesc. După aia îmi continui viața. Cum să o continui? La fel cum a fost înainte. A reușit performanța continuă-și viața și liniștindu-se în mănăstiri de lemn, să divorțeze a doua oară și să trăiască în concubinaj. Astea sunt performanțele. Salvatorul nu-i clădirea. Salvatorii nu sunt mănăstirile. Salvatorul nu este nici clădirea asta. Salvatorul este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Salvatorul e Iisus. Lista ta ți-o știi. Duhul Sfânt o știe. Cerul o știe. Îngerul știe. Dar pentru că lista asta te-a aruncat în iad, Iisus a părățit slava și a venit să moară pentru tine. Nu se întemeieze o nouă religie. Nu să am eu ce predica în seara asta. Ci Iisus a venit să te salveze de la moarte. Iisus a venit să te salveze de la iad. Tinerii, i-a spus Iisus, îți lisește lucrul ăsta. Dar lucrul ăsta poate să fie eliberat. De aceea, renunță la el. Dă tot ce ai, renunță. Și vino și urmează-mă. Pentru că eu sunt salvatorul tău. De azi, dacă vrei împărăția lui Dumnezeu și viața veșnică, va trebui să mă uit în spatele meu și tu să fii acolo. Va trebui să mă uit în spatele meu și tu va trebui să cași pe umerele mele. Pentru că eu sunt salvatorul tău. Eu sunt Domnul tău! Eu sunt regele tău! Aleluia, mărire Domnului! O evanghelizare pe care Iisus a ținut-o într-un apus. Un apus de istorie sau un apus al vieții fizice. Și toată această evanghelizare pentru momentul ăla, pentru acel tânăr, a fost o amintire frumoasă pe care a refuzat-o. Și amintirea frumoasă refuzată, de fapt, se transformă în cel mai negru amar. Și te va întrista de tot. Așa că, noi, ca slujitori lui Dumnezeu, ne rugăm, seara asta,
să nu fie o amintire pentru ea, ci să fie o amintire pentru salvarea ta. Amen. Dumnezeu să te binecuvântez. Amen. Eu te iubesc și te prețuiesc. Deci aș vrea să facem o rugăciune în seara asta. Și aș vrea, în timp ce ne rugăm, Duhul Sfânt al Dumnezeu să coboare peste adunare. Tu-ți cunoști inima. Iisus se uită țintă în ochii tăi în seara asta și te iubești. Grozav. Fantastic. Extraordinar. Iisus este în elim în seara asta. O, pentru câte oară, Doamne, te lăudăm în seara asta. Doamne, pentru câte ore vorbește ori aici, nu știu. Duhul Sfânt este aici în adunare. De câte ori a mișcat inima ta, nu știu. Dar seara asta este un punct final pentru tine. Duhul Sfânt îți spune, e un punct final. Acceptă-L pe Iisus ca Domn al vieții tale, tinere, adolescent, adolescentul care ești aici. Lista ta a fost câștigată și învinsă și crucificată la Golgota. Sângele Lui ți-a curățit-o. Acceptă prin credință eliberarea în seara asta. Acceptă prin credință iertarea în seara asta. Fii liberă în seara asta. Pleacă acasă eliberată de toate coșmarele păcatului și spune în sfârșit, trăiască Domnul! Trăiască Domnul! Am pace, am liniște! Să buiască Timișoara. De strigă-te în seara aceasta prin toate cartierele, strigând, Iisus Hristos este Domnul. Să audă soțul tău, soția ta, copiii tăi în apartamente și în casă. Iisus m-a mântuit, Iisus m-a iertat, Iisus m-a eliberat. Viața mea e curată, lista mea e curată. Domnul m-a eliberat, Salvatorul meu Iisus, trăiască Domnul! Trăiască Domnul! Trăiască Domnul în veci! E o aventură grozavă la care Iisus se cheamă să intri în ea. Și unde ți va finaliza ea? La tronul lui Dumnezeu, în genunchiat și prăbușit la picioarele Lui, strigând fără încetare, mântuirea Dumnezeului care șade pe tron și a mielului. Dumnezeu să-și înalță numele Lui în adunare. Iisus să se atingă de orice inimă în seara asta. Iisus să se atingă de cei bolnavi în suflet, de cei păcătoși. Iisus să se atingă de cei legați și robiți. Fie seara eliberării. N-ai niciun drept să pleci legat în seara asta, pentru că Salvatorul unic e în adunare. Spune-i viciului tău care te-a robit până în seara asta. Spune-i legăturii care te-a legat până în seara asta. Iisus te-a învins la cruce. Iisus te-a învins la cruce. El e biruitorul. El e salvatorul. Spune-i acelei lupte care o ai în suflet. Pleacă scapul, pentru că Iisus te-a călcat pe grumază atunci odată pentru totdeauna. Eu sunt liber în numele Domnului Iisus. Haideți să stăm ridicați la rugăciune. Să-mi dăm drumul la rugăciune și Duhul lui Dumnezeu care este prezent aici să atingă orice inimă. Dumnezeu să-și glorifice numele în adunare în seara asta. Și Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, să câștige biruința în orice suflet. Aleluia!